Salut, camarazi! Păi știți că lumea în care trăim e o lume puțin ciudată, puțin bizară. Am să vă spun o poveste adevărată despre statuieta blestemată. Un drumar pe undeva mai pe la marginea Bucureștiului trebuia să sape acolo și a ceva pe lângă o casă, un fel de șans, ceva, niște dărâmături pe acolo. Deci s-a pus cu târnăcopul, cu lopata, cu cazmaua să-și facă treaba. Era plătit pentru treaba asta. Neadică care ședea vis-a-vis de el, adică la câțiva metri de el, mai schimba câte o vorbă cu el așa. Mai povestea cum a săpat el tranșee în stepa calmucă, sub focul catiușelor rusești. Și uite așa trecea timpul, drumarul se mai oprea, mai scuipa de două, trei ori, mai lua o gură de apă. Dă-i, tot așa, la un moment dat, normal că începuse să se simtă oboseala. Drumarul a făcut o pauză și a aprins o țigare. Și la un moment dat a observat ceva acolo, jos, negru și lucitor, știi? Intrigat așa, a dat cu piciorul, s-a plecat, a luat o statuietă micuță care încăpea într-o palmă, a șters-o de pantalon, era chiar un drăcușor cu copite, cu coarne și cu un trident în mână. Înțelegeți? Omul ce a zis? Hai să vedem ce-i cu asta, am mai căutat pe alături, pe acolo, să vadă dacă mai dă de vreo comară. N-a mai găsit nimica. A luat drăcușorul, l-a împăturit, l-a băgat în batistă, l-a legat cu două noduri ca să nu se pierdă, l-a băgat în buzunar. Adică zice, bă, omule, aruncă drăcia aia, că nu e lucru curat cu ea. Ce nobre, lasă, vedem ce-i cu ea. L-a rugat pe neadică să-i împrumute câțiva lei ca să ducă să bea și el un rachiu la cârciumă și îi dă mâine când îl plătea pentru lucrarea făcută. I-a dat neadică, drumarul s-a dus ușor la cârciumă și a luat o răcie, a băut și a doua zi neadică trecea pe acolo și a în zonă când s-o uită pe jos. Batista drumarului acolo și cu drăcușorul în ea, probabil că nu băgase nimeni de seamă. A întrebat în stânga-dreapta, a aflat că drumarul își băuse rachiul la cârciumă, plecase și fusese de călcat de tramvaiul cu, ați ghicit, cu numărul 13. Înțeleg? Neadică ce zice? Bă, frate, dacă tot i-am dat banii de rachii, hai că poate îmi scot banii înapoi sau vând pe undeva. Așa. Se duce la o cârciumă unde veneau niște profesori, niște cunoștințe de-ale lui, adică scoate, bea acolo și cu ei o bere, două, scoate aia, scoate drăgușorul ăla de-n buzunar. Să face o licitație ad hoc acolo și la masa cârciumii. Mai târziu s-a aflat că neadică cum a ieșit din cârciumă, s-a prăbușit trăznit lângă un gard acolo și de-abia a doua zi l-a luat ăia de la IML, știi, că nu-l băgase nimeni de seamă, era rece. Licitația aia de la masă o câștigase profesorul Duică, știi? Omul ăsta la un moment dat umbla cu aia, cu drăcușorul ăla după el, l-a pus acolo și ea în casă. Cel care povestește, care narează treaba asta, spune că l-a pierdut o perioadă din vedere pe profesorul Duică, ca într-o zi după ce schimbase telefonul, să-l informeze un prieten că profesorul Duică murise brusc într-un accident de mașină. Înțelegeți? Așa. El,
El luase statuia de atunci la masă, o câștigase la pariul acolo și la masă și mașina care l-a omoruse și asta avea numărul 13. Așa. A mai trecut un timp, nu știu ce, cel care povestește zice că l-a chemat un deputat, adică un redactor șef la un ziar care tocmai fusese ales deputat de Giurgiu și trebuia să se mute la Giurgiu, înțelegi? Ăsta, deputatul ăsta era cel care câștigase statuia de la Duică, înțelegeți, la masa aia, la Cârciumă. După o perioadă, omul nu s-a mai gândit nici la statuie, nici la deputatul de Giurgiu. Într-o seară moțăia așa la televizor, au început știrile, iar pe jumate a dormit și când aude o veste care îl trezește, ce deputatul de Giurgiu Ichim a avut o moarte prematură, datusește ăsta colțul. Așa, mai trece un timp, nu știu ce, îl sună domnul Ianculescu ca să discute despre Drăcușorul ăla, știi, că el știa că individul ăsta cunoștea povestea Drăcușorului de la început. N-avea timp așa, după câteva zile sună profesorul Ianculescu ca să se vadă cu el și secretara îi spune că profesorul Ianculescu a fost omorât de un vitezoman pe zebră, știi, de un copil vitezoman l-a omorât pe zebră. Deci, camarazi, eu cred că sunt anumite chestii de-astea paranormale, ciudate din viziunea noastră, dar noi suntem tot timpul legați și cu lumea de dincolo, și cu paranormalul, și cu alte galaxii, cu alte lumi și cu extraterestri, deci în universul ăsta infinit în care trăim și noi pe planeta Terra, cam toate sunt legate între ele într-o armonie și în bine și în rău. Deci v-am povestit o istorie despre Drăcușorul blestemat, din cauza căruia au murit mai multe persoane, așa ca de întâmplare. Ba călcați de tramvaiul numărul 13, ba călcați de o mașină cu numărul de matriculare 13, alții au murit în ziua de 13, deci eu zic că e ceva acolo, e niște semnale, niște legături între noi și lumea de dincolo și alte galaxii. Sper că v-a plăcut, vă pup cu drag și rămânem precum catarii umăr la umăr. Pa, camarazi!